Oamenii s-au strâns în fața primăriei în jurul orei 9, unde au protestat timp de 2 ore cerându-și drepturile salariale. Îi spun că vor să atragă astfel atenția autorităților locale asupra salariilor pe care le consideră prea mici în raport cu munca prestată. O creștere de salariu. Cu cât? 1000 de lei. Și un sport de muncă grea al conducătorilor auto, doar ce munca este foarte, foarte grea. Noi am cerut un sport de minim 15%. În fața primăriei s-au adunat peste 50 de angajați ai City Bus Constanța. Să vină primarul! Să vină primarul! Să vină primarul! Să vină primarul! Liderii sindicali mai spun că negocierile la noul contract colectiv de muncă trenează de mai bine de 3 luni și nu se întrevede nicio cale de consens cu conducerea regiei de transport sau cu municipalitatea, spun salariații. Vineri, când va fi ședința de Consiliu Local, sau ce puțin așa am înțeles, contractul de CSP va fi semnat cu un preț foarte mic din punctul nostru de vedere al kilometrului și nu o să putem să primim și noi solicitările cuvenite. În cazul în care negocierile cu autoritățile locale nu vor avea niciun rezultat, șoferii de autobuz spun că nu vor mai pleca cu autobuzele din stații și vor bloca transportul public de călători în tot orașul.